Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la Canal 5. Sunt Diana Spătărel și vă prezint știrile amiezii. Bărbatul nicio ședință plenară în sesiunea de toamnă 2023 a Parlamentului nu a fost dedicată proiectelor opoziției, deși urmau să aibă loc două astfel de ședințe conform regulamentului legislativului. Acestea sunt concluziile monitorizării de către Promolex a sesiunii parlamentare de toamnă. Totodată, potrivit experților, la cel puțin 5 ședințe plenare din totalul de 14, gradul de transparență decizională a fost afectat mai mult de 50%. Revenim la această știre, continuăm jurnalul. Nicio ședință plenară în sesiunea de toamnă 2023 nu a fost dedicată proiectelor opoziției, deși urmau să aibă loc două astfel de ședințe conform regulamentului legislativului. Acestea sunt concluziile monitorizării de către Promolex a sesiunii parlamentare de toamnă. Totodată, potrivit experților, la cel puțin 5 ședințe plenare din totalul de 14, gradul de transparență decizională a fost afectat de 50%. Potrivit Asociației Promolex, în sesiunea de toamnă 2023, Parlamentul s-a întrunit în 14 ședințe plenare, cu 5 mai puține decât în sesiunea de toamnă 2022. Analistul juridic Mihaela Duca declară că nu este clar dacă numărul mai mic de ședințe a fost influențat de desfășurarea alegerilor locale, de un volum mai redus de activitate sau de creșterea eficienței activității legislativului. Am observat că nicio ședință dintre acestea nu a fost dedicată proiectelor opoziției, așa cum prevede regulamentul Parlamentului, desfășurarea ședințelor dedicate proiectelor opoziției în fiecare a șasea săptămână de la data începerii sesiunii parlamentare, trebuie să fie dedicată examinării proiectelor acestora. O altă tendință observată în cadrul sesiunii a fost absența deputaților de la ședințele plenare, în special a celor 5 deputați independenți care au lipsit de la toate ședințele plenare. O rată mare a absențelor de 53% în medie a fost înregistrată și în cazul celor 6 deputați neafiliați, iar deputații BCS nu au participat în semn de protest la 5 ședințe plenare, susțin experții Promolex. În sesiunea de toamnă 2023, gradul de încălcare a transparenței decizionale s-a diminuat de la 69% la 49%, dar s-au perpetuat aceleași probleme. Nepublicarea actelor aferente proiectelor, precum rapoartele comisiilor, avizele autorităților, avizul direcției juridice sau al guvernului, în cazul a 93 de proiecte, și nerespectarea termenului legal pentru prezentarea recomandărilor părților interesate, în cazul a 63 de proiecte. La cel puțin 5 ședințe plenare din totalul de 14 din sesiunea de toamnă 2023, gradul de transparență decizională a fost afectat mai mult de 50%. Ce ține de proiectele votate în cadrul sesiunii de toamnă 2023, Promolex susține că nu toți subiecții prevăzuți de legislație și-au exercitat dreptul la inițiative legislative. Nu a fost examinat niciun proiect înregistrat la inițiativa Adunării Populare a Unității Teritoriale Autonome Gădăuzea. Însă cele mai multe proiecte votate au fost înregistrate de către guvern. Astfel putem menționa și o creștere a numărul acestor proiecte comparativ cu sesiunea din toamna 2022, și anume de la 43% la 53% din totalul proiectelor examinate în ședințele plenare. O altă creștere se atestă și în privința proiectelor înregistrate de către președintele Republicii Moldova, de la 3% la 12%. Această creștere a numărului de proiecte înregistrate la inițiativa președintelui Republicii Moldova rezultă din ratificarea unui număr mai mare de acorduri internaționale în această sesiune. Pe de altă parte, experții constată o micșorare a numărului proiectelor votate care au fost înregistrate de deputații majorității parlamentare, de la 41% la 32%, dar și a celor înregistrate de opoziția parlamentară, de la 3% doar la 1%. Am solicitat un comentariu la constatările experților de la Parlament, dar responsabilii de acolo nu ne-au răspuns deocamdată. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a scris într-un mesaj că nu comentează.
urmează cele menționate. Anterior, fostul vicepreședinte al legislativului, Mihai Popșoi, a declarat că și în trecut erau multe întrebări legate de activitatea Parlamentului și a menționat că efortul de monitorizare a activității legislativului este apreciat și este utilizat pentru a îmbunătăți procesele democratice din Republica Moldova. Avem toată deschiderea să îmbunătățim lucrurile și mai mult, în special în noile condiții în care ne aflăm, deschiderea negocierilor de aderare, în care cooperarea cu societatea civilă va avea un rol central, a spus Popșoi. Ce ține de lipsa deputaților independenți de la ședințe aleși anterior pe listele partidului Șor, ei au menționat că boicotează în semn de protest, deoarece drepturile opoziției sunt încălcate de majoritatea parlamentară. În acest context, ei au spus că preferă să lucreze în teritoriu cu oamenii, lucru despre care reprezentanții PAS au spus că e alegerea lor să vină sau nu la ședințele Parlamentului. Iar deputații neafiliați și cei ai BCS au boicotat ședințele, motivând prin faptul că inițiativele opoziției au fost respinse de majoritatea PAS. Ce din urmă spuneau însă că unele proiecte nu au acoperire financiară. Amintim că în perioada anilor 2021-2025 activitatea Parlamentului este supusă unei monitorizări exhaustive în cadrul programului Promolex, democrație, transparență și responsabilitate. Scopul monitorizării este de a spori transparența instituției, de a contribui la îmbunătățirea procedurilor legislative și de a consolida interacțiunea dintre deputați și cetățeni. Comisia pentru situații excepționale a anulat starea de alertă în sectorul gazelor naturale. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, pe canalul său de Telegram. Potrivit lui, decizia a fost aprobată după ce membrii comisiei au constatat că, datorită diversificării surselor de alimentare și suplinirii stocurilor, starea de alertă pe piața gazelor naturale nu mai este necesară. Amintim că din octombrie 2021 Moldova a intrat în stare de alertă în sectorul energetic după ce Gazprom a dus volumele de gaze pentru Republica Moldova la jumătate. Tot atunci au fost stabilite un șir de măsuri, printre care și utilizarea păcurii pentru producerea energiei electrice și termice, dar și pregătirea unui pachet de susținere pentru consumatori. Opoziția a criticat decizia, menționând că autoritățile își doresc starea de urgență doar pentru a trece la procurări de gaze din Occident, fiind gata să plătească și înzecit doar ca să nu procure de la furnizorul rus. Reprezentanții puterii au negat acuzațiile, menționând că starea de urgență este primordială pentru a asigura furnizarea neîntreruptă a gazelor naturale pentru cetățeni. Totodată, ei au menționat că măsura îi va ajuta ca, prin derogare de la unele legi, să ia măsuri rapide pentru aducerea gazelor naturale din alte surse decât la Gazprom. Igor Zaharov, fostul consilier al fostului ministru de externe Nicu Popescu, trece la președinție. El a fost numit în funcție de consilier al MAE Sandu pentru domeniul afacerii europene și comunicare strategică, anunță administrația prezidențială. Potrivit decretului, acesta își va începe activitatea din 26 februarie. Între timp, fosta consilieră a șefului statului Olga Roșca a preluat mandatul de consilier pe politică externă. Igor Zaharov a fost consilier la externe din martie 2023. Înainte de asta, el a lucrat la Ambasada Britanică din Republica Moldova, unde a fost responsabil pentru comunicare și mass media. Igor Zaharov este licențiat în științe politice și a absolvit două programe de master. Inteligența artificială ar putea fi un instrument în lupta cu salariile în plic, a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, pentru portalul de știri Agora. Potrivit lui, la minister se lucrează la un astfel de mecanism care ar putea verifica agenții economici la care există suspiciuni rezonabile cu privire la munca informală. Vedem dacă putem să utilizăm un asemenea mecanism în Moldova. El se bazează pe schimbul de date. Spre exemplu, dacă într-o companie majoritatea angajaților primesc
salariul minim pe țară, acesta este un indiciu că o parte din salarizare este în plic. Dar în practică, sistemul va fi mult mai sofisticat, a precizat Buzu. Potrivit lui, o echipă de ingineri analizează cum pot autoritățile să aplice inteligența artificială în lupta cu economia tenebră. Datele Biroului de Statistică arată că în trimestrul 3 al anului trecut, munca nedeclarată în rândul salariaților a ajuns la 8% față de aproape 7%, cât era în aceeași perioadă a anului trecut. Salarii în plic se oferă cu precădere în agricultură și construcții, mai arată raportul BNS. Iar potrivit datelor Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, 42% din economia țării este gri. Practic, jumătate din economie nu achită taxe și impozite la buget, menționează instituția. În anul 2022, Ministerul Muncii a lansat campania Trecem pe alb, cu scopul de a combate munca nedeclarată. Printre măsurile implementate sunt acordarea subvențiilor pentru munca legală, susținerea tranziției la munca formală în agricultură, prin introducerea voucherelor pentru declararea muncii zilierilor, digitalizarea registrelor salariaților, introducerea controalelor mai eficiente și a sancțiunilor directe, dar și promovarea unui salariu minim cât mai apropiat de costul de trai. Bărbatul suspectat că ar fi violat minora de 11 ani care a dus pe lume un copil a fost reținut în această dimineață de poliție. Informația în exclusivitate a fost oferită pentru Canal 5 de către un martor. Astăzi a fost arestat concubinul mamei, fiecii care o născut de 11 ani. S-a făcut testul ADN, trebuie să fac testul ADN ca să... Și cred că s-a făcut testul ADN și s-a depistat că el e vinovat. Fata ieri a fost primată la școală. Și nu știu, de-am în direcție și-a spus, dar cred că ceva s-a aflat. Asta nu degeaba el a fost arestat în cătușat atâta timp cât s-a aflat de fată de o lună și ceva. De o lună și ceva de când s-a aflat de fată, el a fost în libertate. Dar a fost în cătușat. De poliție și luat. Oamenii legii din localitatea în care s-a produs infracțiunea nu ne-au răspuns la telefon pentru a ne confirma informația. În schimb, șefa secției comunicare și protocol din cadrul IGP, Diana Fetco, ne-a confirmat reținerea unui bărbat pentru 72 de ore. Are 46 de ani și este originar din România. Mai multe detalii deocamdată nu ne-au fost oferite. Amintim că minora a născut la 11 ani o fetiță. Cazul s-a produs într-un sat din Republica Moldova. Primarul localității a declarat pentru Canal 5 că mama ei era peste hotare, iar copila și fratele său, în vârstă de 13 ani, au rămas în grija concubinului mamei. Fata ar fi ascuns sarcina până la 8-a lună, iar cea care a bănuit ceva a fost profesoara ei. Suspectul ar fi devenit concubinul mamei minorei, acesta fiind plecat peste hotare atunci când s-ar fi produs cazul. Fata și fratele său au fost plasați la un centru din capitală, unde au primit consiliere psihologică, ne-a mai spus primarul. Poliția a deschis o cauză penală pentru viol asupra unei persoane care nu a atins vârsta de 14 ani. Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă închisoare de până la 20 de ani sau chiar detenție pe viață. Bărbatul și avocatul acestuia nu au venit deocamdată cu o reacție. Furia fermierilor francezi ține Parisul blocat pentru a doua noapte la rând. Agricultorii sunt hotărâți să mențină barajele pe autostrăzi până când guvernul va veni cu măsuri concrete și un calendar clar de ajutor, scrie presa străină. Și nu se întâmplă doar în hexagon. La Bruxelles, fermierii belgieni s-au instalat în centrul orașului și așteaptă acolo pe șefii de stat și de guvern din UE, care se întrunesc mâine la Consiliul European. În Franța, fermierii au intensificat presiunea asupra guvernului prin blocarea autostrăzilor din apropierea Parisului cu tractoarele. Ei au incendiat mai mulți baloți de fân pentru a bloca parțial accesul la aeroportul din Toulouse. În așteptarea summitului Consiliului European, unde agricultorii speră că acțiunile lor vor atrage atenția politicienilor care sunt mai atenți pe ajutorul pentru Ucraina și bugetul UE, relatează Reuters. Nu.
Având în vedere escaladarea protestelor, guvernul francez a renunțat deja la planurile de a reduce treptat subvențiile pentru motorină agricolă și a promis că va relaxa reglementările de mediu. În Belgia, unde protestele au izbucnit inspirate de manifestațiile din Franța, fermierii au blocat căile de acces către portul de containere Zeebrugge. Oamenii au declarat că intenționează să blocheze accesul la portul de la Marea Nordului, al doilea ca mărime din țară, pentru cel puțin 36 de ore. Ei spun că au vizat acest port pentru că a primit sprijin economic în detrimentul fermierilor. Fermierii belgieni au descărcat bălegar și au aruncat ouă în clădirea Parlamentului din regiunea Valonia. De asemenea, fermierii belgieni au blocat și o piață din centrul orașului Bruxelles, unde spun că vor rămâne până joi, când liderii UE se vor întâlni în oraș pentru un summit al Consiliului European. O mare parte din regulile agricole ale blocului, subvențiile importante și regulile de import sunt decise la Bruxelles, în comun de statele membre și Parlamentul European alături de Comisia Europeană. Manifestațiile dau semne să se extindă la nivel european. Agricultorii din Spania și Portugalia au spus că se vor alătura mișcării și vor organiza proteste. Ei împărtășesc același nemulțumiri ca și colegilor din alte țări europene, spunând că reglementările de mediu impuse de Bruxelles subminează profitabilitatea culturilor și cresc prețurile alimentelor. Acțiuni similare au avut loc și în alte țări europene, printre care Germania, Olanda, Polonia și România, înaintea alegerilor pentru Parlamentul European din iunie, în care extrema dreaptă, pentru care fermierii reprezintă o circumscripție în creștere, este așteptată să înregistreze câștiguri, scrie Reuters. Fermierii europeni spun că nu sunt plătiți suficient, sunt sufocați de reglementările excesive privind protecția mediului și se confruntă cu o concurență neloială din partea importurilor ieftine. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile amiezii cu principalul buletin informativ al zilei. Vă aștept la ora 19 aici, la Canal 5. Pe curând!